adunat, ne bucurăm foarte mult că suntem aici, la cea mai frumoasă sală pe care am văzut-o eu vreodată în România. O să repet ceea ce au spus și colegii noștri de ring. Suntem onorați să fim alături de dumneavoastră aici la Bistrița. Și hai cu gălăgie, Bistrița, pentru luptătorii noștri din această seară! And now, ladies and gentlemen, please welcome our next fighter to the DFS Blue Corner, David Anton! David Anton, primul sportiv care își face apariția pentru al doilea meci de pe undercard. Anton este un luptător care vine din Zalău și care provine din box. Este vicecampion național de box la 80 de kilograme. De asemenea, câștigător al Cupei României la această categorie. Roșu vine la categoria semigrea, 80 de kilograme. Domnilor și domnilor! Iar acesta este adversarul lui Anton, Paul Danci, un localnic, foarte tânăr și el, 18 ani, așadar o diferență de 6 ani între ei. Danci provine din taekwondo. Deci avem în față doi sportivi care vin din zone diferite. Anton din box, ceea ce ne face să ne așteptăm la un sportiv care va etala probabil o tehnică de brațe, și un sportiv care vine în taekwondo, ceea ce înseamnă că am putea să ne așteptăm la o tehnică de picioare de asemenea superioară adversarului. Da, probabil că urmează un meci interesant. Here at the Diamond Final, shining by show 23. Introducing first, fighting out of the blue corner. He stands 181 centimeters tall and weighed in at 78.35 kilograms with a professional record of 6 victories, including 2 wins by knockout and 4 losses. He is the Ultimate Fighting Tournament champion, national boxing vice champion, and winner of the Romanian Cup, fighting out of Zalău, Romania, David the Warrior Anton. And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner. He stands 185 centimeters tall and weighed in at 78.75 kilograms with a professional record of 3 victories, including 1 win by knockout and no losses. Fighting out of Bistrița, Romania, presenting the undefeated Paul Danci. And your referee in charge of the contest, Yamato Zaharia. Fighters to the center. Yamato Zaharia, la prima apariție. După stop, ascultați indicațiile mele, bateți palma. Succes. Arbitru. 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 Danci, timpul. Bistrița cu mănuși roșii în acest cadru. Adversarul său, Anton din Zalău. Foarte tânăr bistrițeanul, doar 18 ani. Să vedem dacă va face față experienței. Gardă normală în startul meciului pentru ambii luptători. Sportivul cu mănuși roșii vine după o victorie obținută în aprilie aici, în fața lui Bogdan Takaș, antrenat de Ionel Burduhos aici la Bistrița. Iată-l schimbând garda, a revenit în garda normală.
Bun genunchiu, dar prea moale. Insistă să țină centrul ringului Anton, își dorește să pună presiune pe acest început de meci. În schimb, se deplasează foarte bine Bistrițeanu, are niște pași foarte frumoși, o deplasare bună. Să vedem cum blochează. Lovește bine cu genunchiul și un frontal kick. Foarte bine. Bun uppercut. Da, se blochează până acum foarte bine pentru un tânăr de 18 ani. Stop. Și îl văd și foarte concentrat. Ține bine distanța, pășește foarte bine. Răspunde la toate seriile. Iată un genunchi și din partea lui Anton. Anton însă luptă mai mult pe brațe, cel puțin până în acest moment, în aceste prime două minute am văzut 99% mai tehnică de brațe din partea sa. De aceea și caută să se apropie, să lupte într-o distanță cât mai scurtă pentru a-și scoate în evidență, pentru a-și pune în valoare tehnica de brațe. Însă nici riposta Bistrițeanu nu este deloc mai prejos. Și el are lovituri de brațe foarte bune, se blochează, răspunde la practic toate atacurile, nu lasă nimic fără răspuns. Un lucru care poate conta foarte mult pe cardul arbitrilor. Se blochează bine, lovește pe contră. Este o diferență mare față de primul meci în care cei doi loveau mult în blocaj, sunt schimburi tehnice. Iată ce deplasare bună are Bistrițeanu, reușește tot timpul să iasă din presiune. Foarte frumos meciul până acum. Da. Și arată destul de odihniți amândoi după o repriză. Da. Nu sunt sleiți de puteri. Ceea ce mă face să cred că urmează un meci spectaculos de 3 reprize. Aștept momentul în care Danci va da drumul la loviturile joase de picior, pentru că e limpede că are în față un sportiv care, venind din zona de box, foarte probabil n-are o rezistență deosebită pe picioare. Și atunci dacă încep să-l mitraliez jos, deja îi creez un disconfort. Chiar și loviturile de genunchi sunt un mare avantaj contra unui boxer. Middle kick-urile ar intra foarte bine. Deja a intrat un middle kick foarte bine, a lăsat urme vizibile pe corpul lui Anton. Arbitru, timpul, luptă. Da, meciul merge după același tipar ca și în prima repriză. Deplasare foarte frumoasă a lui Danci. Bună dreapta asta, a ratat stânga, dar a prins cu dreapta. Op. Totuși cred că lovitura aceasta a intrat, chiar dacă... A intrat. Sportivul a alunecat. A fost o combinație. Bun genunchi. Se pare că obosește Danci, pentru că nu mai iese atât de ușor din zona de presiune, nu mai face pași atât de frumos. Probabil va fi forțat să stea la bătaie. Iar Anton pare a fi la fel de plin de energie ca în startul meciului. Da, foarte bine, foarte bine pregătit fizic. Îmi place de reversi. Bun genunchiu!
este foarte tehnic, Danci, dar cred că nu pune suficientă forță pe lovituri. Probabil la vârsta sa nu este atât de osos, atât de puternic. Arată frumos lupta lui, dar nu lasă prea multe semne vizibile pe corpul adversarului. Și acum a prins un croșeu foarte bun. A avut repriza asta, cei drept, cel puțin două lovituri clare, care poate în alte condiții și-ar ar fi trimis adversarul la podea. Da, nu pare că pune forță pe lovituri. Pare că ar fi un sparing la sală. Așa arată mișcarea lui. E plăcută ochiul lui, dar... Iar Anton se duce tăvălug, nu-l lasă să respire deloc. Pasă înainte, permanent. Distanța e prea scurtă ca să țin greu astfel de lovitură. Roșeu de stânga. A lovit pe stop Anton. Un pic nesportiv. A insistat cu aceste lovituri de genunchi toată repriza Danci, dar au intrat cam toate în blocaj. A înțeles Anton mesajul și a blocat foarte bine loviturile de genunchi. Anton a pus o presiune zdravănă în această repriză, o energie extraordinară din partea lui. Multe lovituri de braț, au intrat câteva lovituri. A încasat foarte bine. A dus pe picioare, n-a părut deloc clintit de loviturile lui Danci. Uite, asta a fost bună. Poate vedem și din altul. În orice caz, important e că a dus-o. Anton, la fel ca în primele două runde, pas înainte, tăvăluc peste adversar. Foarte proaspăt pare Anton, parcă da. Acum a început meciul. Schimb, Bistrițeanu răspunde totuși la fiecare serie, arată destul de în viață așa în meci, nu pare deloc copleșit, chiar dacă presiunea este resimțită. Iată, iarăși răspunde. Tata, vitalul de puteți, lovește mai sus, luptă. Au ajuns într-o poziție destul de statică, lovesc amândoi care pe care. Apare de neoprit Anton. Încep să fragmenteze. A fost un meci cu o risipă de energie foarte mare din partea ambilor sportivi. Meci bun, fără momente moarte, ritm foarte bun. Foarte bun. Foarte tehnic, multe lovituri trimise de ambele părți. Adică meciul ăsta putea să stea foarte bine și pe main card. Foarte bine, da. Mai puțin de un minut în această repriză. Anton în continuare face pas în față. În continuare este foarte agresiv. Eu cred că ar mai putea să lupte încă două reprize fără probleme. A mai scăzut ritmul și Zălăuanul, dar
tot e primul pe lovitură și tot el face pasul înainte. N-a făcut nici el foarte mult damage, a lovit foarte mult în blocaj. Schimb, și-a dorit foarte mult. Dar dacă te uiți, ritmul luptei. Dacă te uiți pe echipul lui Danci, nu a lăsat prea multe semne nici pe chip, nici pe corp. Foarte puține lovituri de picior. Contează mult loviturile de picior pe scorecardul arbitrilor în momentul în care judecă o repriză. E totuși un meci de kickbox, nu de box. E adevărat, în mod normal trebuie să pui în balanță toată paleta tehnică arătată de sportiv. Dar combinațiile ar trebui să fie complete. N-a excelat, adică n-a venit cu o ploaie de lovituri. Nu, probabil că determinarea lui Anton o să-i dea câștig de cauză. O să vedem ce au văzut arbitrii. Important este că Bistrițeanu a rezistat totuși. Este un sportiv de clasa a 12-a. Are bacalaureatul în curând. Și a rezistat. A dus pe picioare lupta. Bravo lui. Felicitări. A demonstrat o pregătire fizică de excepție să faci față unei astfel de presiuni. A avut în față un sportiv puternic. Cu lovituri puternice a blocat bine. Se pare că arbitrii au un alt sistem de a judeca lupta. Foarte dezamăgit a fost Anton de această decizie. Este adevărat că și-a dorit, a arătat multă determinare. N-a lovit foarte clar. Până acum, bistrițenii au câștigat două lupte din undercard. Urmează și a treia, să vedem ce se va întâmpla. Un meci interesant, al treilea meci. Un meci interesant pentru că îl vom avea în ring pe Art Junior. Se poate pregăti de bacalaureat acum?